durerea asta, înfrângere? Nu e dureroasă sub nicio formă. Un meci de campionat, un meci în care am întâlnit o echipă foarte bună, dar mie mi-a plăcut echipa mea, mai ales a doua repriză. Ne-am creat și situații de a marca. Păcat că nu am înscris. Ce vă îngrijorează acum? Rezultatele sau, mă rog, lipsa în rezultatele în ultimele meciuri sau jocul? Că spuneați că jocul v-a plăcut, n-a doar. Dacă până acum nu am fost mulțumit de joc, în seara asta am fost mulțumit de joc, dar n-am fost mulțumit de rezultat. Cred că dacă aveam mai multă încredere, puteam scoate mai mult din acest meci. Șansele la play-off? Dani, te salută tot rapidul, Dani! Salut, salut! Depindem doar de noi. Mai avem 4 meciuri, trebuie să câștigăm 3. Dacă vom câștiga 3, înseamnă că ne merităm locul în play-off. Dacă nu, ne vom lupta pentru evitarea retrogradării. A jucat Hermann Stadiuk o echipă favorită la titlu, pare Rapidul, în ceea ce a jucat în anul acesta. Uitați-vă ce jucători au intrat de pe bancă astăzi și o să vă faceți o părere dacă Rapidul merită să se lupte pentru câștigarea campionatului. A intrat Petrila, un jucător de 800 de mii sau cât, a intrat Hasani la fel, un jucător de sute de mii de euro, a intrat Funșo, a intrat Waidă, jucători foarte buni. Asta arată că Rapidul în momentul de față sunt un club puternic, un club care își dorește să facă performanță, care investește atât în jucători experimentați cât și în jucători tineri. Mi se pare merită cea mai completă echipă? Aprecierile tuturor. Mi se pare cea mai completă echipă Rapidul? Ca lot, ca... Mi se pare că au un lot foarte bun și chiar merită să se lupte pentru câștigarea campionatului. Și au toate condițiile. Au stadion nou, au suporteri, au posibilitatea de a cumpăra jucători, nu de a aduce numai jucători liberi de contract. Au stabilitate din toate punctele de vedere. Sunt un club care au crescut foarte frumos. Suporterii nu vă uită? Cum v-ați simțit pe stadionul? Sunt sentimente ciudate pe care le trăiești, cel puțin așa simt eu când vin în Giulești. Nici eu nu o să uit cu ei. A fost urât ce a făcut Casap, faptul că a semnat cu Faro în condițiile în care era înțeles cu... Nu a fost urât sub nicio formă. Casap să fie sănătos, să joace bine acolo unde e. În fotbal se întâmplă astfel de lucruri. Nu. Sunteți puțin dezamăgit. Nu sunt dezamăgit sub nicio formă. Nu are ce să mă mai impresioneze. Am trăit prea mult în fotbal să mă rămân dezamăgit de gestul lui Casap. Nu mă interesează. Mulțumim.